Ce mi se pare mie și asta m-a, fane, adevărat, asta m-a deranjat mereu la steliști, la suporteri, așa zis și suporteri ai Steliei, asta nu înțeleg nici acum. De ce să duc toți cu pițipoancele după ei la meciuri? Adică pițipoanca asta, că să știi că este o specie, femeia asta pițipoancă, obligatoriu, care își susține bărbatul, da, în calitate de suporter al Stelei. Să știți că alea care țin cu FC Bihor, alea care țin cu UTA, alea care țin cu Mureș și Deva, chiar și alea care țin cu FC Argeș, na, ca să îl mulțumim pe corespondent, nu sunt genul ăsta de femei. Alea nu merg cu bărbații la meciuri. Să știți, foarte puține, știu la Timișoara, la voi, că acum aveți iarăși echipă cum e, dar genul ăsta de atitudine absolut cretină nu există, mă. Adică, dă-o dracu, și am și discutat și noi aici, bă, dar cât poți să fii de, nu numai de posesivă, dar și de proastă, mă. Lasă-l, bă, pe bărbat, măcar la meci să se ducă și să înjure cu aia acolo, să spui, să duce, mă, proasta și stă lângă el. Deci totdeauna veți vedea la meciurile Stelei o adunătură de-astea de femei ținute sub papuc, femei care n-au curajul nici să te salute pe stradă, că ele au pe cineva. Da? Ăla care le ține, într-adevăr, ele numai asta fac. Când începe meciul Stelei, toate stau în genunchi lângă canapea, să roagă să câștige Steaua, să nu se enerveze iubii pe ele. Da? Categoria asta de muieri sunt la meciurile Stelei. Ele nu înțeleg nimic din fotbal. Unele sigur au mai prins așa două, trei nume de vagabonzi din ăștia, gen Cristi Tănase, da, a devenit fan Chiricheș, da. E dacă mâine nu mai e cu iubii ăsta, că el o lasă pentru alta, da? Nu o mai ține cu Steaua, nu o mai interesează. Ea se duce la meciurile Stelei ca să stea lângă prostul ei, da? Bă, așa ceva n-am văzut nicăieri în România pe stadioane. Deci doar la meciurile Stelei vin, sigur, un pic de modă din asta mai era la CFR Cluj. Dar acolo, hai să fim serioși, nimeni nu era suporterul CFR-ului. Acolo măcar lumea se ducea din pură curiozitate. Era un stadion confortabil, nu prea aveai ce să faci în oraș când erau meciuri internaționale, adică jucau cu Chelsea, jucau cu Bordeaux, au jucat cu toate echipele astea mari. La un moment dat, prin Europa, și mi-am amintesc care erau, Manchester United și așa mai departe, te duceai de curiozitate, era curiozitatea aia, bă, a provincialului, că uite a venit și la el unul, nu pretindeau ăia, sigur că făceau galerie, țineau cu Clujul, dar nu erau fanii lui CFR Cluj. Niciuna dintre alea pe care le vedeai tu la meci nu se rupea în figuri după CFR. Pe când tutele astea care crapă semințe lângă iubiții lor pe gradenele Stelei, da, fac acum, bă, ele sunt fane Chiricheș, bă, ele sunt fane Latovlevici. Și asta, mă, cum îți explici acest fenomen? Pui poze cu inimioară, da, cum îți explici? La voi la Timișoara tot așa e, mă? Se făcea așa, dar pot să spun, îi povestisem lui Andy mai de mult un episod trăit pe viu la Timișoara, la un meci pe care l-am țin minte, plouase, erai ud până la piele și ea stătea cu el de mână uitându-se la meci, știi? Timișoara pierde după un meci lamentabil, mi se pare că era cu Bacău, un 0-1 sau așa ceva, o înfrângere dintre asta în care iei un gol pe final în jur de toți Dumnezei, nu mai vrei să auzi de nimeni, dar ăla fiind cu ea de mână trebuia să fii atent, tandru și cumva, eu știu, sentimental. Ăla fiind cu femeia de mână, el nu putea să fie omul care se enervează în jură, n-are chef să vorbească cu nimeni, nu mai vrea să audă nimic până mai spre seară. Nu, el era cu ea de mână și trebuiau să iasă împreună de pe stadion. La ieșire, fiind în fața mea acest cuplu, ea îi spune următoarele vorbe. La ce am venit? N-au jucat nimic ăștia ai tăi. N-au jucat nimic ăștia de. Mai bine stăteam acasă. E rar asta. Femeia chiar să emită o asemenea judecată? Da, deci a putut să-i spun așa și mă gândeam, bă, exact când vrei să nu mai auzi nimic, să nu mai auzi de nimeni, sigur, vine femeia și îți mai trântește una dintre asta, cum mai bă să... Am văzut și noi, am văzut și noi situații de genul ăsta și în oraș, cu barurile astea care erau invadate de fani înaintea marilor meciuri și la un moment dat, când mai erau 2-3 minute să înceapă dita mai meciul, se strecura prin mulțimea aia muierea ta, mă. O vedeai de la distanță cum îți zâmbește, tu erai cu Berica, cu prieteni, în jura, erai în călduri, pierduse deja 5 kg de emoție, de tensiune, de... și o vedeai printre vălătucii aia de fum cum vine spre tine, te văzuse și ea, venea spre... să nu poți să stai liniștit nici măcar la meci.
E sigur, pe ideea nu te deranjezi, dragă, dar ce? Nu pot să stau lângă tine? Da, ea își făcea unghiile sau, mă rog, în cazul ăsta nu. Stătea și ea la masă și la un moment dat te trăgea de mânecă la un corner, știi? Dar cât ai de gând să bei? Păi, dragă, iar bei? Lasă-mă, dragă, ăla nebunit acolo, mai dădea și o palmă fără să vrea, gesticulând cu mâinile să vadă cornerul ăla, că și așa se ridicase oricum unul cu o halbă în fața lui, nu mai vedea de ăla, îl bătea la cap și nevastă sa. Da? Ea nu venea să te încurce, ea nici nu te încurca o bună parte din meci. Da, tu nu te puteai desfășura cum ai fi vrut pentru că era lângă tine. Și după ce se-l stingea toată atmosfera, poate nu-ți venea ca aia ta ei la ce am venit, că n-au jucat nimic. Nu, că ea e prea mândră să emită judecăți de genul ăsta. Nu, dar ar fi spus ceva de tipul: vai, dragă, dar acum am înțeles și eu ce prieteni ai, sau în ce mediu te duci tu. Vai de mine. Nu știu, mi se pare. Tu niciodată n-ai înjurat așa. Nu, dar eu nu mi se pare. Asta e distracția voastră. Voi altă distracție, n-ați zis, eu nu știu, eu ce găsiți voi la meciurile astea, ce atmosferă e asta? Eu să știi că, uite, dragă, dacă te-aș fi cunoscut într-un domeniu din ăsta, eu nici nu m-aș uita la tine, nici acum nu-mi vine să cred. Deci o chestie din asta îți va băga într-un moment ăsta când își dă acasă jos ciorapii. Dar nu atunci, nu-mi strigă-te, când încă ți-ți țiuie urechile de la zgomotul de acolo. Îți faci socoteli pentru meciul retur. Te gândești, bă, cine-i suspendat? Bă, dar ăla ești un pic accidentat. Îți bați capul, bă, dar oare va putea ăla să joace peste două săptămâni? Retrăiești momentele meciului, dacă te dea ăla acolo. Refaci, da, ești mort, refaci meciul, te gândești, să poate așa ceva. Bă, nu se poate așa ceva, bă. Bă, frate, erau 3-1. Bă, nu se poate așa ceva, te mai învârți un pic, te mai duci pe budă, mai stai cu telefonul, mai cauți o știre în plus, să vezi, niște reați, niște... Și ea strântește într-un moment ăsta, când tu nici nu mai știi dacă ea e acasă, sigur, sau nu, în vânzul ăla, strage cât un... Vai, dragă, dar în ce mediu? Despre ce... Asta este, ce e asta, mă? Ce e asta? Ce femeie e asta? Știi că ai și femeia care te întreabă, când te uiți acasă la meci, te uiți, nu știu, ceva meci eliminatoriu. Și când se intră în prelungiri, femeia poate să te întrebe, ce, te uiți și la asta acum? Ce? Adică în continuare, mai e, încă nu s-a terminat, se mai joacă, mă, deci ce, te mai uiți? Cum dracu să nu mă uit, dacă încă nu s-a terminat meciul, se mai joacă? Vai, că și cât se mai joacă? Se mai joacă 30 de minute, când mai sunt prelungiri, să vai de mine. Și apoi dacă și dau gol sau ce, și după aia sunt penaltiuri. Și cât bat penaltiuri? De bat 5 și să vedem care de mai multe. Și dacă dau la fel, mai dau. Păi până când dau? E o discuție dintre asta. Da, bineînțeles, n-ai cum să ajungi. Și după ce ai povestit toată chestiunea asta, ea uită de la mână până la gură și la următorul meci te întreabă la fel. Nu mai ține minte câte au de dat.